Salut, prieteni! Sunt Marius. Astăzi am pentru voi un scurt filmuleț despre un nou serviciu oferit de Google, și anume Google Related. Acest Google Related este un add-on pe care îl puteți instala pentru browserul Chrome. Tot ce vom face este să-l instalăm. Deci google.com/related și avem Install the Google Related Chrome Extension. În momentul în care l-am instalat, acesta funcționează, apropo, și pentru Google, și pentru Chrome sub Windows, și pentru Chrome sub macOS. În momentul de față îmi spune că Google Related este instalat. În momentul în care accesez un site care vorbește despre aplicații gratuite, de exemplu. În acest moment, Google îmi caută pe web și îmi găsește 5 pagini unde pot să găsesc subiecte similare cu cele pe site-ul căruia mă aflu acum. Deci, în momentul în care vreau să găsesc, pentru că pe AppAdvice găsesc aplicații gratuite, Google Related mi-a găsit pe un alt site, la Make Use Of, 20 de aplicații gratuite pentru iPad-ul dumneavoastră. În momentul în care am dat click, îmi deschide un nou tab, fără să modifice pagina pe care o vizualizam inițial, să mă scoată din pagina respectivă, și mă duce pe pagina respectivă. Iarăși, și pe pagina aceasta, găsește alte subiecte, alte informații în legătură cu aplicații gratuite. Bargain iPhone. Da? Și practic, acest add-on al Google, Google Related, este un ajutor foarte mare pentru o navigare eficientă. În acest moment, Apple mi-a găsit niște subiecte legate, în legătură cu Apple. Și ce am aici? Informații despre acțiunea Apple la bursă, pe Wikipedia. Hai să căutăm în magazin, să spunem, uite, mi-a găsit inclusiv la video două recenzii despre un Apple Dock, pe care le pot vizualiza direct aici, fără să părăsesc pagina pe care am accesat-o. What's up, YouTube? This is Detroit Borg with a look. Foarte simplu. Ok, prieteni, acesta a fost micul filmuleț. Sper că v-a plăcut. Ne vedem în filmulețul următor.